apropiat, toată plaja culturii sociale și mergem spre cea mai mare industrie a tuturor timpurilor care va fi wellness-ul. Toate alimentează înțelegerea funcționării corpului uman. Cum putem să-l pregătim pentru efort maximal, cum putem să-l refacem din efort maximal, să-l punem din nou a doua zi, cu piesele de șah, nu uitați, aranjate pe masă, pentru că după fiecare joc, resetați și porniți de la zero. Dacă uitați să resetați, nu luați concediu, că unii care știu eu, și sunt aici în sală, nu faceți bine. Și m-a crezut. Oriunde, performanța nu mai are loc în cosmos, sau pe terenul de sport, sau în spațiile extreme, în zonele critice. Performanța este de zi cu zi. Toți performăm. Toți suntem în competiție cu ceva, cu noi înșine, în cazul bun. Nu știm să ne relaxăm. Pentru că suntem preocupați că nu avem cum să gestionăm timpul. Ne lipsește timpul. Wrong! Irosim timp. Pentru că o concentrare adecvată și selecția priorităților față de lucrurile urgente care nu au nicio valoare pentru viața noastră, ne răstoarnă setul de valori. Haideți să împărțim același set de valori. Performanța umană, indiferent ce faceți, nu contează. Trebuie să aveți o doză de stres, care trebuie să fie nici prea mare, nici prea mic, să fie stimulant, să vă permite să atingeți cea mai înaltă săritură, cea mai lungă săritură, cel mai minunat eseu pe care îl scrie în viața dumneavoastră. În momentul în care nu știm să ne oprim, nu știm să mâncăm, nu știm să dormim, nu știm să ne relaxăm, nu știm să ne aducem pacea interioară, trecem în partea în care apare tulburarea, care se exprimă prin lucruri discrete, pentru că avem un corp, și asta este încă o dată foarte important, să înțelegem că noi, ca entitate, nu suntem corp fizic. Numai corp fizic. Suntem o entitate compusă din biologie, din emoție, din energie, din informație, din suflet și din spirit. Dacă tot din toate astea faceți o sferă, vă veți rostogoli prin viața superioară. Dacă vă creșteți numai raționalul, o să meargă roata, dar cu zgâlțâituri. Și se va toci atunci când veți avea mai mult nevoie de o rostogolire lină. Atunci când vă eliberați la sfârșit ca să vă uitați înapoi. Trebuie să devenim conștienți și noi ca adulți, dar să transmitem celor mici că posedă aceste dimensiuni. Facem confuzia gravă cu toții. Suntem oripilați de prezența sau absența religiei în școală. Nu e adevărat. Vorbim de spiritualitate. E o confuzie gravă. Gravă. Trebuie să ne trezim. Omul se naște cu o dimensiune spirituală pe calea religiei. Încercăm să ajungem acolo, dar nu religia e scopul, e o cale. Trebuie să dăm performanța optimală a ceea ce ne-a adus potențialul de la naștere. Sănătate, spațiu, tehnologie, performanță. Toate devin domenii de discuție, de interdisciplinaritate. Cât știe Florin din matematică și din tehnica lui, eu nu știu. Dar împreună, în jurul unei mese rotunde, unde putem să rostogolim ideile, începem să putem folosi punțile dintre verticale. Nu vă luptați cu trecutul. Eu spuneam, lumea se luptă cu istoria. Nu! Din istorie trebuie să învățăm. Dacă nu învățăm din istorie, purtăm după cap o idee care ne omoară. O adversitate, o persoană care m-a deranjat. Și care e mai, mult mai puțin importantă decât
rău care mi-l fac eu singur, făcându-l cu mine. Lumea s-a globalizat. În timp real, puteți vedea, în orice secundă, este un exemplu, traficul aerian, în orice secundă de oriunde de pe glob, dacă ai un wireless. Și la noi stăm destul de bine, pe N5 e o chestie. Pe partea stângă, dacă vă veți juca pe acest site, o să puteți vedea în timp real ce vede înălțimea, direcția, panta de urcare, de coborâre sau de nivelul de zbor, sau veți putea vedea ce vede din cabină pilotul în timp real. Ne globalizăm. Gestionăm date. Deci managementul în timp real este un atribut al generațiilor de astăzi, a copiilor care vin după noi, care suntem speriați că nu citesc. Suntem copii noi. Ei primesc informații de zeci de mii de ori mai multe decât noi. Pentru că pentru o oră de joc de-a lui pe calculator au muncit zeci sau sute de oameni sau mii de oameni. Trebuie să înțelegem că trăim cu performanța în buzunar, sub cap, lângă cap, nu prea aproape că e periculos. Cursa vieții a început și continuă. Pentru ea trebuie să fim pregătiți, pentru că nu poți alegi maratonul ca la 100 de metri. Capotezi, clachezi, îți termin toată energia. Ne jucăm în spații care nu ne aparțin ușor. Și începem să aflăm, deși a rămas încă 95% de cei sub suprafața apei pe care nu încă nu o cunoaște. Mai avem mult de lucru la planetă până să sărim de pe ea. Dar suntem nu prea departe. Trebuie un diagnostic. Puneți-vă singur diagnostic, uitându-vă la dumneavoastră și înțelegând ceea ce deja lumea a acumulat. Trebuie să privim lumea. Lumea cu ochii noștri, ochiul care ne privim, cu care ne privim în interior și cu care privim noi cum ne raportăm cu ceilalți. Nu ne mai aparținem. Ținem în mână o planetă. Răspundem pentru ea, nu pentru noi. Pentru cei care vin după noi. Ne-am ridicat, am pus capul mai aproape de Soare și de Dumnezeu și am ridicat privirea la orizont. Am să vă pun într-o pauză un filmuleț, să vedeți ce minunat suntem doar prin faptul că stăm în picioare. Este un aparat de o complexitate atât de mare încât nu se poate să nu vă complic. Este imposibil. Faptul că acel ceva s-a ridicat în picioare a schimbat complet funcționalitatea și construcția întregului sistem de sisteme. Un mecanism de reglare absolut uluitor. Biomimetica este una din cheile prin care încercăm să străpungem, să ne uităm prin gaura cheii în realitatea naturii și care ne dă niște soluții absolut fabuloase. Totul, sau aproape totul, trece prin creier. Alaltăieri am găsit că memoria nu aparține proprietatea fundamentală a creierului, a neuronului. S-a constatat că un neuron are memorie. Că doi neuroni fac un dans atât de mare încât îți trebuie o viață întreagă să-i înțelegi. Totul este ritm. Ritmul biologic, ritmul din substanța vie are ritmuri care țin de el însuși, țin seama de mediul imediat, mediul îndepărtat și care se regăsesc pe toate planurile structurale. Plan intelectual, deci rațional, plan emoțional, planul fizic de manifestare a potențialului biologic sunt diferite. De aceea, această îmbinare minunată care creează diversitate și care e condiția de fundamentală a succesului, care ne face diferiți pe toți legalții. Din fericire, suntem diferiți. Ne poate permite să ne aproximăm, să previzionăm când suntem capabili de performanță maximală. Și astăzi, persoanele critice la nivel planetar
sunt evaluați și știu că în ziua acutare, în perioada acutare, nu ia nicio decizie. Aici este mare mister. Cu pași mari, rapizi, s-au făcut progrese, dar ce este important să înțelegem, că avem simplu, grosolan de simplu, avem două feluri de acțiuni, două pattern-uri. Bine și rău. În supa primordială, paramecium avea două pericole. Era ceva care punea viața în pericol, existența în pericol și altceva care era lumină, nu mișca nimeni, era ok. Acest gen de a funcționa pe variante simple, mie bine, endorfine, sau catecolamine, cortizol, mă bat sau fug, pericol de moarte. În dezvoltarea filogenetică și ontogenetică, adică filogenetică în discursul dezvoltării ființelor lui, sau ontogenetică a individului, se structurează niște formațiuni care primesc mesaje care înseamnă semnale din mediu. E de bine sau e de rău? Partea emoțională este fundamentală și se găsește în zona creierului reptilian. Ați văzut că modelul dezvoltării embrionare arată, la un moment dat, arată ca o șopârlă. Această zonă este cea care ne dă culoarea pe care funcționăm. Mă bat sau zâmbesc? Copilul, dacă vede figura mamei, are un mecanism de face recognition perfect, este primul lucru pe care îl memorează. Figura mamei. Vede figura mamei, știe că e cald, știe că e legănat, știe că este hsătul, știe că este uscat, știe că nu are probleme. Dacă vede altceva, un bărbos, repezit și care se duce spre el, evitați să vă apropiați repede de copil, pentru că sperie nu atât figura în ultima instanță, ci viteza cu care se apropie ceva mare și necunoscut de ochii lui. Dar Dumnezeu, natura, a venit și a pus deasupra acestei zone amigdaliene prefrontalul, care este scoarța deșteaptă, care vine și domolește agitația și clocotul din creierul reptilian. Și spune, nu fugi acum, mai stai puțin și vezi. Și o să constatați, acea noțiune de spațiu de fugă sau spațiu de putere. Spațiul de putere este, ați văzut sigur în multe filme, peștii care se învârte în jurul unui rechin. Spațiul dintre bancul de pește și rechin se numește distanță de fugă sau spațiul de putere. Și care respectă forma rechinului. Acest spațiu de putere ne pune la adăpost și ne dă timpul fizic necesar să putem reacționa individual, dacă te ține forța, sau în grup, mai ușor, să poți să nu fii victima colaterală imediat. Această minunată rețea, neuronul, care este ca structură principală foarte simplă. Un corp celular, un complex structurat intracelular, cu două tipuri de prelungiri, dendrite și axon, dendritele 4-6, dar care pot să aibă niște spinișori la capăt care se numesc dendritic spine, spini dendritici, care s-a constatat acum 100 de ani că se dezvoltă în cât de mult muncești mintea respectivului, de câte ori repetă problema de rezolvat și care poate să crească de la 2000 la 10.000. 87 de miliarde, ori 10.000 sau ori 2.000. S-a constatat că cresc și mai mult de atât. Pentru că neuroplasticitatea care a fost dovedită și utilizată în ultima perioadă arată că și chiar fără jumătate de creier poți bine mersi să recuperezi o parte din funcțiile importante care înainte să spună că era imposibil. Totul se măsoară
totul se stochează, multe date creează categorii, multe categorii ne-au dat sub formă de principii, forma de organizare a acestui minunat complex biologic. Totdeauna, în spatele oricărei minți, e o înțelepciune, care e interioară, dar mai ales exterioară. Tot ce gândim, tot ce rulăm, nu rămâne înăuntru, zboară. Se pare că o bună parte din cromozomi, folosim 5% din cât știm acum, din cromozom, restul se ocupă cu altceva, transformare în energie. Rotițele se învârt. Dar dacă știm că se învârt și că pentru a se învârti trebuie să facem câteva lucruri elementare, o să înțelegem că principiile vieții înțelepte, care înseamnă odihnă, pace interioară și mișcare. Odihna înseamnă un timp, și care am văzut acum la Cluj, la Congresul de Arba Porine, că trebuie să dormim, 8 ore, începând de la ora 10, ideal, pentru a crea posibilitatea ca spațiile perineurale să se lărgească și să circule prin acele canale minunate toate substanțele care se acumulează în creier. Creierul are 1400 de grame și primește 20% din debitul sanguin cardiac, 20% din oxigen și care se oprește ultim. Caminescu, s-a oprit cordul, dar ultimul țesut care este sacrificat sau pierdut este țesutul nervos. Deci celula nervoasă mai sensibilă și cu consum mai crescut de oxigen este retina. Este maximul. Încă o dată, informația care vine prin retină este de o importanță covârșitoare pentru relația noastră cu mediul. De aceea am ridicat capul sus.